Bun găsit! Suntem la episodul 2 al studiilor de caz și discutăm astăzi despre programele de lucru. Vom folosi ca materiale ajutătoare cărțile pe care deja le cunoașteți, cea de transport mărfuri generale a gabaritice și ADR, cea de mecanică a șoferilor profesioniști, categoria C transport mărfă, categoria D și atestate profesionale. În toate aceste cărți vom găsi datele necesare rezolvării studiilor de caz. Le avem deschise pe toate aici. Cartea de mecanică, ADR, categoria D și categoria C pentru transport marfă. Haideți să facem o recapitulare a timpilor de odihnă și timpilor de conducere, după care putem trece și la rezolvarea a câtorva întrebări pe care le regăsim în tematica studiilor de caz. În reglementări profesionale, în toate cele patru cărți, găsiți aceste date. Le avem și pe site-uri, haideți să vedem și site-urile, după care mergem mai departe. Site-ul Examen Rutier la pagina profesioniștilor. Vom găsi pe lângă alte date necesare și tabelul cu timpii de lucru. Da? Aveți aici schemele, cum se conduce, câte 9 ore pe zi, cu pauze de 45 de minute între. De 2 ori pe săptămână aveți dreptul la 10 ore, 4 ori jumătate, 45 pauze, 4 ori jumătate, 45 pauze și încă o oră. Timpii de odihnă, 11 ore este timpul de odihnă zilnic normal, 12 ore este cel fracționat sau 9 ore cel redus de 3 ori pe săptămână. Aveți și câteva scheme ale conducerii în echipaj de 2. La acest tip de conducere, legea prevede ca la 30 de ore minim să fie 9 ore de conducere pentru ambii conducători auto. Avem și timp de conducere săptămânal, 2 săptămâni consecutive 90 de ore, timpul de odihnă săptămânal 45 de ore, care poate fi și redus, dar numai mic de 24 de ore. Avem și mai sus o diagramă care trebuie completată, spuneam episodul trecut, în momentul în care susțineți proba de traseu, aveți și mai sus și anexele care trebuie completate cu această ocazie. Le-am descris în episodul trecut pentru a ști ce aveți de făcut la traseu. Mai avem deschis aici și pagina de YouTube Fasile Varga. Aici este primul episod înregistrat a studiilor de caz în care este episodul de inițiere cu explicațiile de rigoare. Tot pe această pagină am deschis și toate videoclipurile publicate până în prezent cu toată tematica pe care o aveți la studiile de caz și nu numai, și la examenul pe calculator sau tot aceste videoclipuri grupate în playlist-uri pe categorii de pregătire. Da, mergem mai departe, păstrăm pagina asta pentru a o utiliza când vom rezolva și să mergem pe cărțile respective. Avem și aici, cum discutam mai înainte, timpii de conducere, da? În ce constau ei, le vom folosi imediat în rezolvarea problemelor, da? Ceea ce am spus în schemele prezentate pe site, le găsim și aici ca și text. Studiul de caz, recapitulăm și acest lucru, vom găsi, iarăși, găsim modele și aici, da? În cartea ADR, marfă și agabaritici și cartea de categoria D,
pentru transport persoane, pentru transport marfă. În ce constau aceste studii de caz? Haideți să luăm și o altă carte, carte de IAD. Și avem aici întrebări de la studii de caz și modelul la 274. 274. Acesta este un model de studiu de caz, da? Repetăm, el conține 6 studii de caz, fiecare cu câte 4 sau 3 subpuncte. Studiu de caz numărul 1 cu 4 subpuncte, studiu de caz numărul 2 la fel cu 4 subpuncte, studiu de caz numărul 3, 3 subpuncte, la fel și 4, 5 și 6. Toate subpunctele trebuie abordate, pentru că este necesar ca din cele 20, dacă faceți suma celor 6 subpuncte din cele 6 de caz, este 20. Din cele 20 trebuie minim 14 corecte. Da? Și aici, la categoria de aveți un model de studiu de caz pentru transport persoane, la sfârșit aveți și răspunsurile. Repet, aceste răspunsuri trebuie scrise pe foi. Da? În momentul în care ați finalizat proba de calculator din cele 100, ați răspuns corect la 70, este necesar să treceți la efectuarea studiilor de caz și acest lucru se face prin scris pe foi. Din acest motiv, vă spuneam că în momentul în care vă pregătiți să susțineți această probă, este bine să exersați în acest mod. Deci, scriind separat pe foi, să vă comportați exact cum vă comportați la examen, pentru că în acest fel veți susține proba. În acest mod vă veți obișnui și cu modul de lucru. Mergem și la cealaltă carte pentru transportul de marfă și avem modelul de studiu de caz, da? Iar aici avem întrebările care sunt la studiu de caz pentru transport marfă. Vă spuneam data trecută că este de preferat să începeți cu studiul de caz numărul 3 din cele 6, pentru că ele conțin, de la 3 până la 6, conțin subiecte mai generale care nu necesită pierdere mare de timp și de energie, consum de energie, dar în momentul în care ați finalizat cele 12 subiecte de la studiile de caz 3-6, aveți și studiile de caz de la 1 la 2, în care găsim și aceste probleme legate de timpii de lucru, da? Timpii de lucru și timpii de condus, timpii de odihnă, timp la disponibilitate, alte activități, toți acești timp fac parte din timpii de lucru și o să vedem în continuare cum trebuie să abordați aceste subiecte. Haideți să începem chiar cu studiul de caz numărul 1, da? Și să vedem, aveți toate studiile astea de caz, 200 și ceva spuneam pentru marfă, 200 și ceva pentru persoane. Din acestea, 100 și ceva sunt comune și la marfă și la persoane, pentru că ele conțin lucruri comune și la transport marfă și la transport persoane. Să începem. Ele sunt formulate în acest fel. Luni vă prezentați la serviciu după o perioadă de repaus săptămânal. Programul este următorul. De la 6 la 7 verificări tehnice și asigurarea de documente obligatorii care trebuie să fie la bord. De la 7 la 8 deplasarea la locul de încălcare a mărfurilor. De la 8 la 12 încărcare mărfuri. 12-13 pauză. 13 plecare în cursă. Întrebarea care se pune: câte ore mai puteți conduce după plecarea în cursă? Precizați și perioada de timp în care veți efectua prima perioadă de repaus zilnic. Trebuie să justificați aceste lucruri. Cum trebuie abordată rezolvarea acestor probleme? În felul următor: tot ce nu ține de perioadă de conducere, nu o prindeți în calcul. Indiferent că este verificare pentru documentare,
Este verificare pentru, este perioadă pentru încărcarea mărfurilor. Este o deplasare la locul de încărcare a mărfurilor. Da? Toate aceste lucruri nu sunt prinse în calculul timpului de condus. El, din momentul în care spune că începeți să conduceți, din acel moment începeți să faceți calculele. Și anume cum? Trebuie să știți și știți deja că în 24 de ore, deci din momentul în care începe, am început la ora 6, vedem prima frază, 6-7, da, că v-ați prezentat la serviciu. Deci de la ora 6 în ziua respectivă până la ora 6 următoarea zi, trebuie să luați o pauză de minim 9 ore. Este acel timp minim de odihnă, dacă o să mergem să ne uităm. Da? Aveți aici, da? Minim 9 ore de odihnă ca și perioadă după care puteți să începeți să conduceți din nou. De 3 ori aveți voi câte 9 ore. Da? Dacă nu vă specifica nimic, puteți lua doar 9 ore. Dacă trebuie să faceți timpul de odihnă normal, este de 11 ore sau 12, cum spuneam, cel fracționat. Da? Bun, mergem mai departe, eram aici și începem calculul, da? Deci trebuie să iau o pauză, a spus, de 9 ore. Prin urmare, după cel puțin, deci facem calculul în felul următor. În 24 de ore, 9 ore, rămân 15 ore la dispoziție. Rămân 15 ore. Din cele 15 ore, deja eu am consumat orele pentru deplasarea la locul de mărfuri, pentru verificare tehnică, pauză și după aia am plecat în cursă. Și începem de la ora 13 folosind legea, da? De la ora 13 plus 4 ore și jumătate conducere, plus o pauză de 45 de minute, ajungem la ora 16, 18, mă scuzați, și 15. După care eu trebuie să fac pauză, trebuie să mai conduc până la ora 21, pentru că de la ora 21 eu trebuie să iau timpul de odihnă până la ora 6 dimineață. Sunt 3 ore până la 12 noaptea, până la 24 și încă 6 până la 6 dimineață, deci cele 9 ore. Deci maxim eu am voie să conduc până la ora 9 și atunci mă încadrez cu timpul de conducere până la această oră. Deci eram la ora 18 și 15, da? Și după ce încep să conduc, mai am voie să conduc încă 2 ore și 45 și ajung la ora 9. Deci în acest fel, de la ora 13 până la ora 21, eu am avut 7 ore și 15 minute de conducere. După ce îmi fac pauza de 9 ore, o să încep din nou programul. Și acela va fi iarăși în funcție de ce fac, din nou, da, folosesc 4 ore jumătate conducere, 45 de minute pauză, poate să fie și fracționată, încă 4 ore și jumătate conducere, iar 45 de minute pauză și pot să conduc până la ora la care trebuie să-mi iau timpul de odihnă. Haideți să vedem și la problema numărul 2. Luni vă prezentați la serviciu după o perioadă de repaus săptămânal. Programul este următorul. De la 6 la 9, deplasare la locul de încărcare a mărfurilor. De la 9 la 13, încărcarea mărfurilor. De la 13 la 14, pauză. La 14, plecarea în curs. Aceeași întrebare, câte ore mai puteți conduce după plecarea în cursă? Precizați perioada de timp în care veți efectua prima perioadă de repaus zilnic, justificați răspunsul. Plecăm iarăși în același fel la calcule, da? Deci, dacă am început la ora 6 dimineața lucrul, eu până la ora 6 a celei de a doua zi, trebuie să mă rezerv minim 9 ore în care să fac timpul de odihnă. Și atunci pot să conduc până la ora 21. Iarăși, același lucru ca și mai înainte, deci până la ora 21 eu pot să conduc. Și încep să fac calculele de data aceasta de la ora 14. Și cu 4 ore și jumătate conducere, cu 45 de minute pauză, iarăși 4 ore și jumătate, iarăși 45 de minute pauză,
și în acest fel, până la ora 21, eu pot să conduc 6 ore și 15 minute. Deci, calculul, ați văzut cum l-am efectuat, mi-am rezervat în primul rând perioada de odihnă, după care până la ora respectivă am început programul respectând legea cu 4 ore jumătate și cu 45 de minute pauză. Da? Deci în acest fel nu este foarte dificil, trebuie doar să vă obișnuiți. Haideți să mai vedem un alt tip de problemă. Acestea sunt la fel. Da, problema numărul 5, în care deja vă impune niște lucruri. Citim. Plecați în cursă în ziua de joi după perioada de repaus zilnică redus, deci cel de 9 ore. Programul este următorul: 6-7 deplasare la locul de încărcare a mărfurilor, 7-10 încărcare a mărfurilor, 10-11 pauză, 11 plecarea în cursă. Dar ni se specifică că în săptămâna curentă ați efectuat 3 perioade de repaus, odihnă zilnică de 9 ore. Deci nu mai avem voie să le facem pe cele de 9 ore, suntem obligați cu cele de 11. Câte ore mai puteți conduce efectiv în, și perioada de timp în care veți efectua prima pauză de repaus zilnic justificați. Facem același lucru ca și până acum. Deci la ora 6 am început programul, dar la ora 11 de-abia am plecat în cursă. Cum procedăm? Deci până la ora 6 a zilei următoare, eu trebuie să efectuez de data aceasta 11 ore minim de odihnă. Da? Și în acest fel, dacă fac calculele, eu văd că cel târziu la ora 19, eu trebuie să efectuez odihna. De la 19 până la 6 dimineața a doua zi sunt cele 11 ore de odihnă. De la 11 până la 24 și de la 24 până la 6. Deci sunt de la 19, nu știu dacă am spus bine, de la 19 până la 24 și sunt cele 5 ore și după care cele 6 și fac 11 ore. Și atunci calculul pe care îl voi face, plecând de la ora 11 în cursă, adunând 4 ore și jumătate conducere, 45 de minute pauză, plus încă până la ora 19, 2 ore și 45 de minute. Da? Deci faceți calcul, vedeți că ați ajuns la ora 16 și 15, după care vă mai rămâne de condus până la ora 19, încă 2 ore și 45. Și adunați cele două și vă iese 7 ore și 15 minute. Repaus 11 ore minim, după care puteți pleca din nou în cursă. Deci în acest fel faceți calculul când vă impune niște timp pe care deja i-ați efectuat, nu mai aveți voie să-i faceți, da? Și atunci trebuie să respectați legea considerând numărul minim de ore de odihnă. Foarte important lucrul ăsta. Haideți să mai vedem și un alt model. Da, conducerea în echipaj de data aceasta, suntem la problema numărul 9. Luni vă prezentați împreună cu colegul de echipaj la serviciu, după ce amândoi ați efectuat perioada de odihnă săptămânal. La ora 7 până la ora 13, încărcarea mărfurilor, pauză de masă o oră, 13-14 arimare, încărcătură și pregătiri pentru plecare. Fac o mică paranteză. Arimarea am discutat-o la capitolul respectiv. Haideți să spunem pentru cei care nu sunt familiarizați. Avem aici toate videoclipurile, cum spuneam, și aveți și capitolul de arimare. Sunt toate, da, subiectele legate de susținerea probei teoretice. Și aveți și primul episod din studiile de caz. Altfel, aveți și chestionare rezolvate pentru partea de calculator, aveți și problemele legate de toate capitolele întâlnite, inclusiv arimarea, documentele care trebuie să se afle la bord, capitolul de mecanică,
capitolul cu timpii de conducere, timpii de odihnă, cele de conducere ecologică sau sistemul de frânare legat de folosirea retarderilor și așa mai departe. Le avem și grupate pe playlisturi, da, pentru a vă fi mai ușor și cu menționarea câte clipuri sunt. În cel de mecanică 5, cel de timp de conducere și timp de odihnă 1, documentele atât la marfă cât și la persoană, arimarea și chestionarele care sunt atât pentru categoria C cât și pentru atestate. Și, evident, primul capitol de la studiile de caz. Haideți să mergem mai departe. Eram la problema numărul 9 când am făcut pauza. 13-14, reluăm arimarea, încărcături și pregătire pentru plecare. 14, plecare în cursă spre Salzburg. Câte ori mai puteți conduce în total? Dumneavoastră împreună cu colegul de echipaj până la prima perioadă de odihnă. Repaus și în ce zi, la ce oră trebuie să vă opriți pentru efectuarea odihnei. Justificați răspunsul. Nu luați în calcul pauzele făcute pe parcurs pentru schimbarea postului de conducere. Facem încă o paranteză. Aceste pauze pentru schimbarea postului de conducere, ele pot fi considerate, acești timp, acele pauze de 45 de minute care se fac, da, de la un timp de conducere la celălalt, la conducerea în echipaj în doi, pot fi făcute și din mers. El se consideră a fi timp la disponibilitate și avem, v-am prezentat mai înainte și schema de conducere, da, în echipaj, da, pot fi făcute efectiv sau pot fi făcute și din mers, acel timp este cu acest simbol și este timp la disponibilitate. Timpul de odihnă, în schimb, el trebuie să fie luat de ambii conducători și nu este permisă luarea acestui timp din mers, deci când vehiculul este în mișcare, el se poate lua, le-ați găsit și în întrebările de la calculator, trebuie să fie oprit vehiculul dotat cu pat de dormit sau trebuie să fie luat nu din mers. Ceea ce prevede legea de care de ce trebuie să ținem noi cont, că la 30 de ore de conducere trebuie minim 9 ore de odihnă pentru ambii conducători odihnă. Deci acest timp se poate face în același timp de ambii conducători. Aveți aici două programe cu 18, cu 20, dar de acest lucru noi trebuie să ținem cont de acest timp care trebuie să fie luat la 30 de ore. Să începem să facem și calculele și chiar așa începe și răspunsul. În 30 de ore fiecare conducător trebuie să ia o perioadă de odihnă, cel puțin 9 ore. Cele 30 de ore noi trebuie să facem timpul de odihnă. Și facem calculul în acest fel. Marți la ora, deci când au început la ora 7, trebuie să intre în această perioadă de odihnă, deci până marți la ora 4. Plecarea în cursă, luni la ora 14, plus 14 ore de conducere, este marți ora 4. În total, cei doi conducători pot conduce împreună 14 ore, câte 4 ore și jumătate alternativ fiecare până marți la ora 4, când trebuie să oprească pentru odihnă. Perioada de odihnă, marți de la ora 4, până plus 9, marți la ora 13. Deci calculul faceți de data aceasta, exact cum am făcut și dincolo, la 24 de ore, dar de data aceasta la 30 de ore. Deci adunat la 30, scădeți 9 ore și până la ora care vă iese, până la acea oră puteți să începeți să faceți calculul. De data aceasta, alternativ, cum spuneam, fără să țineți cont de pauzele de 45, alternativ cei doi conducători auto, după care când ați ajuns la ora respectivă trebuie să faceți timpul de odihnă zilnic. Da? Deci cam acestea ar fi problemele, da? V-am prezentat cele trei situații. Conducerea cu un singur conducător auto, fără impunerea niciunei condiții, conducerea tot cu un singur conducător auto, dar condiționat de efectuarea unor timp de
conducere într-o anumită perioadă și conducerea în echipaj de 2. Suntem la prezentarea studiilor de caz a programelor de lucru. Am folosit, vă reamintesc, da, cărțile pe care le-am folosit sunt cele de transport mărfuri generale a gabaricii CPI-CPC, cele de mecanică a șoferilor profesioniști, ce transport marfă sau categoria de atestate profesionale. V-am prezentat și pagina de YouTube pe care, dacă o să vă abonați, veți primi în timp real toate notificările la zi. La revedere, spor la învățat, pe data viitoare.